Ring the Alarm, piesa lui Connector, o fie plină de succes, dar e și plină de adevăr, pentru că așa ar fi trebuit să facă artistul recent când hoții i-au intrat în studio. Se întâmplă și la case mai mari, astfel că într-o clipă de neatenție, într-o seară când a plecat de la studioul Rappin' On, a lăsat ușa deschisă, iar hoții au intrat și i-au furat câteva lucruri destul de scumpe de acolo, dar mai bine las pe Connector să vă povestească toată pățania. Ne întoarcem la piesa ta, Ring the Alarm. Vreau să întreb dacă vreodată au dat hoții peste tine în casă. În casă nu. Dar uite că au dat în studio aici și asta e și motivul pentru care ne-am pus și camere de supraveghere. Nu-mi dau seama, deci mi s-a furat o geacă, nu contează, costa destul de mulți bani, dar țineam foarte mult la ea. Aproximativ? Nu știu, în... Sute? În jur de 1000 de euro, așa. Dar... Care că... ți-ai luat-o de unde? De afară? Nu, o primisem cadou. De, tocmai asta m-a... cel mai rău. Și o beriche de ochelari la care țineam foarte, foarte, foarte mult. Nu erau ei foarte scumpi, dar țineam la ei, nu știu. Și rad, mi s-a părut total pe dos. Băi, ce să... întâmplat. Nu știu. Asta recent? Destul de recent, cred că acum o lună jumate. E o zonă, să știi că zona asta Unirii așa este oarecum un paradox al zonei, pentru că e central, dar are o parte albă și una mai așa, nu știi? E are o parte frumoasă și una mai puțin frumoasă, ca să nu zic altfel, știi? Și atunci ne stăm pe partea asta, pe Baia de Fier, știi? Mă rog, nu contează. Ideea e că acum I'm safe. Da, ai anunțat poliția să facă ceva în sensul ăsta? Nu! De ce? Nu. Nu cred că e cazul, nu. La nivelul ăsta cred că există alt sistem de judecată. Nu cred că are de sens să mă duce să fac oricum genul. Da. Da, crezi că a fost o spargere pur și simplu sau cineva știa că e studioul tău aici și a făcut-o intenționat? Nu știu, cred că cineva a intrat, probabil că a fost un moment în care noi am fost la masă sau ceva din ăsta și am stat cu ușile, erau ușile deschise, erau. Bravo, lăsați, intrați, veniți, luați! Stai puțin, este o clădire cu birouri, o clădire publică, n-aveam cum să... Da, mă rog. Out. Yeah.